Potrivit informației oferite de Ministerul Transporturilor, peste 200 de autospeciale și 300 de muncitori lucrează pentru a debloca drumurile. În prezent, 29 de localități rămân izolate din cauza nemeților. Prezent la ședința Parlamentului, șeful Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, Mihai Harabagiu, a declarat că toate localitățile din țară au fost conectate la energie electrică și totodată restabilită rețeaua de telefonie fixă. În același timp, se anunță că toate mașinile rămase în drum au fost deblocate. Ultimele au putut să-și continue drumul abia aseară. Meteorologia anunță că ninsorile vor înceta în următoarele zile. În schimb, a fost emis cod galben de polei. Victoria Colesnic pentru Cotidian.